Angajații de la firma de salubritate din Iași sunt monitorizați prin GPS. În acest fel, șefii se asigură că străzile sunt măturate așa cum este prevăzut în grafic. Toată investiția a ajuns la 16.000 de euro, iar acum mai multe orașe din țară își doresc să preia sistemul de la Iași. Marius. Prezent. Samiri cu aspiratorul. Șerban Vasile. Prezent. Ok. Hai să luăm GPS-ul. Angajații societății de salubritate încep programul la ora 4, atunci când se face prezența și se împart echipamentele. Pe lângă uniformă, angajații primesc utilaje de curățenie și câte un dispozitiv GPS. GPS-ul 2, cățelul numărul 8. Dorina, după parcarea de la Victoria, ne ducem până la Gânduș, pe o parte și pe alta, după ce terminăm Ștefanul. Da. Te duci cu întreținere pe Armeană. Când ai ajuns pe Armeană, intrăm de la Armeană către Târgu Cucu. Și șoferii lucrează într-un sistem bine organizat în care li se împart tablete, iar întreaga activitate de colectare a deșeurilor este controlată de pe hărțile din dispecerat. Un dispozitiv GPS a costat 90 de euro, iar abonamentul este de 4,5 euro lunar. Asta înseamnă că firma de salubritate plătește 800 de euro lunar pentru monitorizarea angajaților.